Rulourile de gazon sunt de la Gazon Luna, este cel mai mare producător de rulouri de gazon natural din România. Pur și simplu mi se pare ireal cât de frumos se vede. Este atât de pufos tot acest strat de iarbă. Vă salut, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou clip în care vreau să vă arăt cum voi tunde pentru prima dată gazonul la fix 15 zile de la data în care am făcut montarea rulourilor de gazon și care sunt detaliile de care voi ține cont, astfel încât să nu rănesc nici gazonul, nici rulourile de gazon în sine. Pentru început aș vrea să vă arăt cum arată gazonul meu acum la 15 zile, așa cum v-am spus mai devreme, suntem în data de 20 aprilie și din punctul meu de vedere gazonul meu arată absolut superb, 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 așa cum puteți vedea și voi, firele de iarbă au crescut foarte, foarte mult. Și acum aș vrea să vă fac un scurt rezumat cu ce s-a întâmplat în aceste 15 zile și cum am îngrijit acest gazon. În primele 13 zile am irigat foarte, foarte intens, de 3 ori pe zi, cu o cantitate semnificativă de apă. În ultimele 3 zile nu a mai fost nevoie, întrucât a plouat destul de mult în fiecare zi. Astăzi, sâmbătă, este o zi superbă, este o pauză de ploaie, nu a plouat nici de dimineață și nici nu se anunță precipitații în următoarea perioadă a zilei. De mâine încolo vor începe din nou ploile și așa cum v-am spus în clipul în care am făcut montarea efectivă a rulourilor, după montarea rulourilor am aplicat două îngrășăminte, unul solid și unul foliar. O să vă las în descrierea acestui clip și clipul acela cu montarea efectivă a rulourilor de gazon. În ceea ce privește mașina de tuns gazon pe care o voi folosi astăzi, voi folosi mașina de tuns gazon Ruris RX-RI4645AE, este mașina mea de tuns cu acumulator și motivațiile pentru care aleg această mașină de tuns gazon pentru această primă tundere sunt următoarele. În primul rând, această mașină este destul de ușoară și în momentul în care va trece nu va exercita o forță destul de mare, o presiune destul de mare asupra rulorilor de gazon. Al doilea aspect este faptul că tracțiunea acestei mașini nu este foarte agresivă, este destul de lentă, nu este foarte puternică să smulgă rulorile de gazon când trece, și la fel puterea motorului nu este foarte mare, astfel încât efectiv să smulgă rulou de gazon după ce va trece. Eu am tot încercat în mai multe zone ale curții să văd dacă rulourile sunt prinse bine și într-adevăr peste tot unde am încercat nu am reușit să ridic rulourile de pe sol, asta însemnând că rădăcinile s-au înfipt destul de bine în sol. Și cu toate astea, nu vreau să risc să folosesc mașina de tuns gazon cu motor termic și să rănesc. În ceea ce privește treapta pe care voi tunde, voi folosi treapta maximă de la mașina de tuns gazon, adică cea mai înaltă treaptă, pentru că vreau să iau doar vârfurile. Nu vreau să scalpez efectiv acest gazon, adică să-l tund foarte, foarte scurt, pentru că unul la mână ar arăta foarte, foarte rău după ce l-aș tunde, pentru că s-ar vedea urmele de îmbinare dintre rulouri, și doi la mână pe mine mă interesează în acest moment ca tot acest gazon să concentreze, să aibă suficientă masă foliară astfel încât să concentreze foarte multă energie în înrădăcinare. Deci pe mine nu mă interesează foarte mult în acest moment ce este la suprafață, pentru că ce este la suprafață va fi super peste vreo 2-3 săptămâni, o lună, ci mă interesează strict în această perioadă doar înrădăcinarea. Priviți și voi ce verde crud absolut superb. Sper că auziți și găinile mele care, și cocoșul care fac gălăgie mare în spatele meu, o găină sau o oat. Și așa cum spuneam mai devreme, nu știu exact dacă această cameră reușește să redea fidel culoarea normală a gazonului, acest verde intens, acest verde sănătos, însă vă asigur că este absolut superb, superb, superb. Se văd cele două nuanțe de verde, acest verde închis, un verde foarte închis, un verde foarte, foarte sănătos al firelor de iarbă care sunt mai mari, și de asemenea se vede destul de evident și acea culoare de verde deschis, acel verde crud, aici se vede destul de bine, a firelor de iarbă care au ieșit de curând din pământ.
Introduc acumulatorul acestei mașini de tuns gazon în portul A. Acest acumulator a fost încărcat în prealabil și acum este la nivelul de 100%. Și mă apuc de treabă. Așa arată o primă secțiune unde am făcut 11 treceri și vă spun sincer că mi se pare absolut ireal cât de frumos se vede. Cei mici sunt și ei super, super încântați și acum haideți să vedeți diferență între cele două zone. Aici este unde am tuns cele 11 treceri și aici este zona în care nu am apucat să trec, așa cum vă spuneam mai devreme. Vreau să iau doar vârfurile firului de iarbă și se vede aici că a mai rămas firul de iarbă destul de lung, undeva la vreo 6 cm, zic eu, 6-7 cm. Dar ca idee, este ireal de frumos și vă spun sincer că nu bănuiam vreodată că vom avea la noi în curte un gazon atât de superb, atât de superb. Așa arată toată această suprafață de 200 de metri pătrați pe care o am acoperită cu rulouri de gazon și așa cum vă spuneam mai devreme, pur și simplu mi se pare ireal cât de frumos se vede. Este atât de pufos tot acest strat de iarbă. Priviți și voi ce frumusețe, ce frumusețe,
Nici prin visurile acelea frumoase nu bănuiam că voi avea un gazon atât de frumos la noi în curte. Se vede absolut superb, superb, superb. Este foarte adevărat în ceea ce privește dungile. Nu mă pricep eu foarte bine, va trebui pe viitor să mai lucrez la partea aceasta, astfel încât dungile pe care le lasă mașina de tuns gazon să fie perfecte, să se vadă precum pe terenul de fotbal. Însă, ideea este că toată această suprafață acum se vede foarte netedă, se vede foarte uniformă. Înainte de tăiere se mai vedeau acele pâlcuri de iarbă, acele vârfuri care erau crescute mai mari, însă acum toată această suprafață se vede perfect dreaptă. Este exact ceea ce mi-am dorit eu de la bun început, ca toată această zonă să fie precum un teren de fotbal și din orice unghi să privesc această zonă să fie perfect dreaptă, dreaptă, dreaptă. În ceea ce privește mașina de tuns gazon, s-a comportat cât se poate de bine, este exact cum bănuiam de la bun început, nu exercită o presiune foarte mare în momentul în care întorc, adică se vede că nu am lăsat urme și la fel, chiar dacă pământul este foarte ud, nu au lăsat urme roțile din spate în momentul în care intra autopropulsia, pentru că ați văzut și voi toată această suprafață, am tuns-o folosind autopropulsia la această mașină de tuns gazon. Și pe viitor, probabil peste o săptămână va urma următorul tuns, acum depinde și de vreme, cum va permite, și voi continua cu tunderile regulate, cu schema de fertilizare. Nici nu știu, o să trebuiască să mă uit din nou pe ghidul acela pe care l-am primit de la Gazon Luna. Apropo, pentru cei care nu știți, rulourile de gazon sunt de la Gazon Luna, este cel mai mare producător de rulouri de gazon natural din România. Am menționat în mai multe clipuri precedente, inclusiv în clipul în care am făcut montarea efectivă a rulourilor de gazon, și cu siguranță toată această vară vom avea un gazon absolut superb la noi în curte și cei mici abia așteptă să facem aici o repriză de fotbal. Cam atât pentru azi, sper că v-a plăcut acest clip, sper că v-au fost de folos anumite informații. Vă salut și vă transmit toate cele bune!